Eu sunt foarte încântat că românii au fost mai receptivi la călătorii decât mi-am imaginat și eu și mulți dintre cei din turism și perioada turismului din ultimele luni nu a fost așa de neagră precum am crezut noi acum 2-3 luni de zile. Problemele au apărut când în România a crescut numărul de cazuri foarte mult și atunci Din am primit păcate, da. restricții, da, și am primit restricții în multe țări europene. Dar dacă nu ar fi fost aceste restricții, în mod cert ar fi călătorit chiar mai mult decât atât. Gândiți-vă numai la Grecia, care era o destinație și este în continuare foarte apreciată de către români și în care românii aveau vacanțe sau aveau de gând să-și rezerve vacanțe, dar de când cu toate introducerile acestea de teste, închideri de granițe și așa mai departe, oamenii s-au gândit de 2 ori înainte să rezerve, de teamă să nu se întâmple ceva. Dar uitându-mă la aeroportul Otopeni și la cifrele, de exemplu, pe care le afișează ei, deja, cred că ultima dată când am vorbit noi erau cam 10.000 de pasageri pe zi, acum sunt undeva spre 30.000 de pasageri pe zi, asta înseamnă mai mult de jumătate din cifrele record pe care le aveam în luna februarie. Deci se circulă, se călătorește foarte mult deja. Și nu mă refer doar la vacanțe. Gândiți-vă că mulți dintre cei care zboară cu avionul zboară pentru interes personal, pentru business, pentru a-și revedea familia, pentru muncă și așa mai departe. Dar din perspectiva călătorilor, lucrurile nu stau foarte rău în acest moment, inclusiv în România, în turismul românesc, mai ales hotelurile de stațiuni sunt pline în acest moment. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla din septembrie încolo, pentru că se termină și concediile oamenilor și vine perioada în care nu prea se călătorea foarte mult și însă cele care au de suferit sunt hotelurile de orașe. Asta într-adevăr. Și inclusiv cazul Bucureștiului pot să vi-l dau, unde era foarte mult turist de business și Și hotelurile sunt care, aproape goale. bun, reorientarea către turismul intern a venit așa ca o decizie absolut naturală cumva, pentru că, Da. da, să știi că eu apreciez și din punctul ăsta de vedere chiar încerc să mențin, înțelegând și rigoarea economică, înțelegând faptul că trebuie să facem ca acest univers economic să funcționeze, că e de la noi, la nivelul european și la nivel mondial, până la urmă, și la urmă o lume care nu se învârte este o lume moartă, ori nu ne permitem să trăim într-o lume Corect. moartă, că înseamnă că devenim și noi la fel. Și atunci, când am văzut ieri, eu fiind și legată puțin de destinație, că mai am 2 săptămâni, dar nu știu încă dacă plec, apropo de Tenerife, care e teritoriu spaniol, dar guvern canariot, prezența Spaniei pe listă și apoi la câteva ore distanță scoaterea Spaniei de pe listă, am tradus-o ca fiind o bâlbâială, sinceră să fiu, pentru că eu, ca și viitor turist, am nevoie de informații clare, precise, fără să mă gândesc că peste 2 ore s-ar putea să mi se schimbe viața și nu mai stau în izolare și nu mai, adică e cumplit. Emma, tu ești un om foarte diplomat și un om care gândește Câteodată. rațional, dar bâlbâială e puțin spus. Adică, iartă-mă, dar ce s-a întâmplat în ultimile luni, eu am mai spus-o asta de fiecare dată. Nimeni nu comentează, niciun om normal la cap nu comentează în țara asta că sunt cazuri, că e un virus, că nu știm când dispare, că cred că toți ne dăm seama că nimeni nu poate să facă magie peste noapte să dispară virusul. Dar să vii tu, guvern, și să dai niște legi care, cum să zic, să dai drumul, de exemplu, unor activități și să nu ai normele pentru ele după ce 3 luni de zile ai știut că sunt închise, adică te-a luat prin surprindere redeschiderea, mi se pare incredibil și bâlba Spune-mi. asta este exact un model din ceea ce am trăit noi în ultimile luni. Eu n-am să uit poate niciodată cum pe 14 mai la ora 23:30 aflam de la televizor că de la ora 24, deci peste jumătate de oră, zborurile nu se mai ridică de la sol. După ce oamenii, mii de oameni și-au cumpărat bilete de avion. Deci să te joci în felul ăsta cu banii oamenilor, cu gândurile lor, cu emoțiile lor, mi se pare incredibil și de Știi neacceptat. care e Mă uitam. paradoxul? Știi care e paradoxul, Răzvan? Și poate că e greșit, nu știu, calculul meu. Cei care au plătit și ce au dorit sau poate au avut de la începutul anului, eu sunt în situația de a fi cumpărat vacanța organizată, am fost și organizată, să nu mă mai sfătuiești, Răzvan Pascu, să fiu organizată în materie de Da. vacanță, uite ce rău mi-a fost anul ăsta, lasă-mă așa, Dar plec pe uite, am spus din martie încoace tot spun că oamenii se vor muta pe vacanță.
vacanțe la Smith, rezervate cu 2-3 săptămâni înainte maxim. Da, adică așa a fost anul ăsta la noi. Din ianuarie, nu. Dar poate că cei care au achiziționat bilete sau vacanțe nu fac neapărat parte din cealaltă categorie care a făcut ca numărul de infectări să crească. Și uite cum apare și aici o luptă metaforică, bineînțeles, că nu o să ne păruim dacă unii n-ajung în vacanță din vina celorlalți. Dar frustrarea există pentru că avem cu toții dreptul la o viață și la o vacanță, măcar una pe an. Dar uite, eu îmi pun acum niște semne de întrebare. Deci dacă INCP a inclus Spania pe lista, a făcut-o în baza unor cifre, dacă nu au făcut-o de nebuni. Au luat, e foarte simplu de calculat. Te uiți pe site-ul acela care afișează public numărul de cazuri, verifici ce populație are Spania, faci o regulă, o împărțire foarte simplă și îți dă o cifră. Dacă cifra aceea e mai mare decât cifra României, atunci intri pe lista galbenă. E foarte simplu criteriu. Deci INSP a introdus Spania pe baza unui criteriu foarte clar. Apoi guvernul, nu știu din ce motive, poate că se tem să nu piardă voturi. Sau habar n-am, nu știu din ce motive, inclusiv diplomatic. Da, apropo de faptul că avem mulți români care lucrează acolo. Sigur că da, sunt 1 milion de români probabil în Spania. Și atunci s-au putut gândi la voturi. Sau poate a intervenit ambasada din Spania și a rezolvat această problemă. Noi nu știm. Dar să vedem că o instituție care este publică și o instituție care ia niște decizii în baza unor cifre, apoi este contrazisă după câteva ore de guvernul României care dă o excepție, Păi în cazul ăsta eu mă întreb, la Maldive de ce nu-mi dă aceeași excepție? Eu vreau să plec în Maldive. De ce nu vine guvernul și îmi spune că îmi dă excepție pe Maldive? Înțelegeți? Deci eu pun sub semnul întrebării acum toate deciziile pe care acest guvern le-a luat sau le ia. Mai mult decât atât, ei au spus așa în ordonanța pe care a dat-o ieri, că decizia nu o să mai ia de capul lui INSP-ul de acum încolo, ci trimite pur și simplu niște recomandări și decizia va fi luată de acel comitet de situații de urgență. Deci putem să ne întrebăm dacă deciziile sunt corecte, 100% bazate pe cifre, sau sunt și politice, sau sunt și legate de voturi? E foarte posibil să ai dreptate și să fie un mix, dar știi cum e? Hai să încercăm să spunem așa. Vreau ca măcar în vacanță sau atunci când încerc să ajung în vacanță să nu mă gândesc la ceva ce m-ar enerva foarte tare, gândește-te, ieri era periculoasă Spania și astăzi brusc nu mai este. Păi ieri, deci, în decursul unei zile, în decursul unei zile îți spun că chiar rădeam cu Bogdan pe grupul nostru de WhatsApp, spunând că am un ficat rezistent și că am un ficat de rezervă. Pentru că dacă la o oră aflu că nu mai plec în vacanță, după care la o distanță de 3 ore aflu că pot să plec în vacanță, e semn că noi ăștia care suntem obișnuiți cu breaking news și cu adrenalina, poate duce mai ușor, dar sunt oameni care chiar se sperie, au pierdut bani. Bineînțeles. Adică nu e chiar așa de... Și au luat vacanțele oamenii, s-au speriat, mi-au scris și mie zeci de oameni, numai ieri. Nu știam ce să le spun, că îmi ziceau că pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nu publicase încă decizia asta și nici nu mai modificat, pentru că n-au avut timp nici măcar să actualizeze site-ul, că atât de repede s-a întâmplat totul. Lipsa de predictibilitate. Dar între timp, de exemplu, au fost anulate, pentru că s-a dat acel notam, practic, oamenii ce fac? Păi oamenii aceia și-au pierdut zborurile, astăzi nu s-au făcut zborurile, deci notamul acela încă nu a fost actualizat din nou. Deci oamenii aceia și mulți dintre ei nu s-au prezentat la check-in-ul, mulți dintre ei și-au anulat biletele, mulți dintre ei au plătit o taxă ca să schimbe perioada. Dar nimeni nu se gândește la toată povestea asta, dar iartă-mă, deci cred că asta e 15-20-a oară. A, mai stai așa un pic, cine era secretar de stat la turism de l-am făcut noi celebru săptămâna trecută, deși înțeleg că este, dar domnul Pârjol, cel care explica cum dacă purtăm mască nu auzim sau ceva de genul. Domnul Pârjol este cel care m-a înjurat pe mine acum 3 luni de zile când i-am propus ca guvernul României să garanteze voucherele pe care oamenii le primesc de la agențiile de turism în baza faptului că au plătit niște avansuri și n-au putut să mai meargă în vacanțe, iar agențiile n-au de unde să le dea banii pentru că au plătit mai departe către furnizori și atunci le dau oamenilor niște vouchere. Și am zis așa, domnule, în momentul ăsta sunt vreo 200.000 de oameni, asta era prin aprilie, care au plătit aceste avansuri, probabil undeva pe la 100 de milioane de euro, trebuie o garanție din partea statului ca omul să știe, domnule, dacă agenția aia dă faliment, eu nu-mi pierd banii. Corect. Garanția asta ar fi costat câteva milioane de euro, deci era o nimica toată pentru un stat. I-am scris ideea asta secretarului de stat și mi-a zis, zice, dacă ești așa de bun, hai să te angajezi la mine, consilier, 3.000 de lei pe lună. Și i-am spus, nu, mulțumesc.
Dar oricum am înțeles că e... Și zice, bine, atunci să ne vedem fiecare de treburile lui. Deci dacă un atunci... om care lucrează la stat spune că n-am dreptul să vorbesc dacă nu sunt de acord cu el, atunci iertați-mă. Deci vă propun, mai e... uite, o să fac cu voia ta, dacă vei dori, bineînțeles, să dialoghezi. Poate într-o zi facem o dezbatere și îl contactăm și pe domnul Pârjol ca să ne aibă senzația că are cineva da, ceva. Nu, dar nu, se pare că nu dorește să intre în poate, dialogul poate acesta. Poate prindem o zi mai bună, înțeleg că zilele sunt destul de prinse așa. Sunt oameni care s-au mai cunoscut cu domnia asta și a fost o experiență unică și de nerepetat, dar asta e altă discuție. Domnul Răzvan Pascu, cu toată frustrarea că am mai sta, am mai povesti, vă mai căutăm peste două săptămâni să vedem dacă nu îți dau un WhatsApp din Tenerife în cazul în care ajung. Domnul Bogdan Pavel, mulțumesc, îți doresc drum bun dacă ajung și să dea Dumnezeu la toată lumea. Care își doresc să revină la viețile lor și să se bucure de vacanțe în continuare. Cu grijă, cu respectarea normelor, regulilor și așa mai departe. Și noi, dar hai să ne bucurăm de viața noastră. Să fim și noi prudenți, că nu se poate să ne punem viața în mâinile altora.